Mă întreba când ai să vii. Am nevoie de ajutorul tău. Da. Ai. În acea zi la spital ai întrebat de asta. Sunt otrăvite. Da, știu, dar cu ce? Cu nimic din ce vei găsi aici. Sau în altă parte. Fiica mea este foarte bolnavă. Am nevoie de ajutorul tău. Ai spus că păpușile sunt otrăvite. Am sentimentul că ți este mai ușor așa decât să-ți zic că sunt blestemate. Detective, tu ai venit la mine și pot să te ajut, dar numai dacă mă asculți. Ai mai văzut vreodată așa ceva? Henry a desenat asta. Nu. Existau cu mult înainte lui Henry. Am mai auzit vreodată de păpușile îngrijorate? Sigur. Sunt niște jucării pentru copii. Nu. Nu toate. În noaptea când l-am găsit pe Henry, m-am uitat în ochii lui. Era un copil distrus. Am văzut cum întunericul crescuse în ochii lui. Așa că i-am dat păpușile îngrijorate. Păpușile? Îmi pierd timpul aici. Detective, fiica ta e în mare pericol, iar tu nu mă poți ajuta. Ce faci? A zărat netriopsit-o! Păpușile, iau lucrurile rele în timpul nopții, dar Harry nu a dormit niciodată. L-am împușcat, l-am ucis. Știa că va fi prins, se aștepta să moară. Încerca să-și curețe sufletul. Frica și neliniștea purtate de Henry, care cunoștea doar durerea și ura, au rămas în acele păpuși. Câinii. Ce? Fiicei mele îi este frică de câini. Ei bine, singura cale de a o salva este să găsești păpușile alea repede.